Видишь, до чего дошел репа? Mașina unui agricultor a fost incendiată azi dimineață, în apropiere de Lineala, din regiunea Otogării Căușeni. La moment vă prezentăm imagini de la fața locului. Sper să reușim să luăm și un interviu de la fermierul care a avut de suferit. Domn Mihai, bună dimineața! Spuneți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat, când s-a petrecut totul și ce cunoașteți despre acest incendiu? În jur la ora 5 dimineața am auzit zgomot afară, mașini. Am ieșit, m-am uitat pe fereastră și de o mașină de spune pajarnă. Și când m-am uitat pe altă fereastră în care noi nu dormim, dar am văzut că de mult stângeau mașină BMW-ul meu, alu băiet. A ieșit afară, am depistat că mașina s-a aprins, s-a stâns, două mașini, adică două mașini tot, era alătura cu dânsa și totul azi, două mașini. Și am sunat la băieți și am scos informații de pe câmeri, erau poliția pe loc, deja am dat. Și când s-a scos de pe câmeri, s-a văzut cum o persoană necunoscută s-a apropiat de mașina, a turnat benzină și a aprins. A aruncat cu ceva? Aruncat, o turnată așa din vină și i-a dat foc. Spuneți-ne, dumneavoastră, aveți dușmani sau credeți că e legat asta cu ceva? Cine ar fi putut face acest incendiu? Eu dușmani n-am. În afară de oameni care sunt bandiți, corupți, hoți. Pe care eu am declarat și pe piață centrală și în față la Parlament. Dacă este dușmanii mei. Dușmanii care sunt tem de portofoliul lor. Noi avem aici persoane concret care e scoasă din funcție și are dube. Eu am dube pe domnul. Dubeți n-am și posibil că nici n-ați să găsim. Fiindcă asta se face printr-un om, printr-o altă, printr-un cunoscut, dar lasă el știe. Eu nu mă tem de dânsul și eu știu cine asta a făcut. Eu vă garantez că eu n-ați să lăs asta așa. Și lasă el să teamă, să tremuri genunchi lui. Spuneți-ne, vă rog, credeți că e legat asta cu protestul fermierilor sau cu activitatea dumneavoastră? Cu ce e legat asta? Eu am 50 de hectare, la nimeni nu m-am vărât, pământul e a meu, zeea noastră, familiară. Noi avem un business care nu depășește total nicio sumă care cuiva să-i fac un pericol în business. Cel mai mare pericol care am făcut eu asta, că i-am scos pe cineva din primărie de la Căușeni, și posibil să ies și pe locul de deputat. Spuneți-ne, vă rog, dar nu știu, este legat asta cumva cu protestul fermierilor din piața Marii Adunări Naționale sau nu? Sau nu aveți... Eu vă spun, asta a fost făcut la comandă. Nu vine orice om să facă. Noi suntem foarte pașnici. Băieții mei au prieteni și n-au dușmani. Eu fix atât. Dușmani n-am. Nu mă, nici poartă câteodată nu închid, nici ușile acasă nu le închid. Eu sunt om deschis. Eu nu mă tem de nimeni. Mai ales de ăștia. Știm că dumneavoastră aveți o experiență în calitate de militar în spate. Ar putea fi legat cumva asta cu fosta activitate sau nu? Eu 6 ani deja la pensie. Băieții care au rămas în unitate, unde eu am condus 20 de ani, am fost comandant de unitate, au rămas prietenii mei ca copiii mei, fiindcă toți ofițerii care și sergenți care erau mai tineri au ajuns la postul de major, de locutenent, colonel, chiar și colonel, care eu niciodată nu i-am obișnuit mai mult ca atât de timp i-am susținut. Din partea ce e numai susținerea. Fix așa și în oraș, eu dușmani n-am, eu am prieteni. Orașul e plin de prieteni de mine. Și credeți că e legat doar de politică aici? 100%. Până amu nică nu s-a prins la mine, până amu nică nu s-a ars. De când a ieșit la proteste și am spus că azi parlamentul este jos și parlamentarii este care sunt acolo. Cumva dumneavoastră ați condus echipa de la Căușeni și Ștefan Vodă, echipa de fermieri? Sau e... Da, eu am fost unul din organizatori. Noi eram mai mulți, nu eu singur. De la Ștefan Vodă, băieți, de la Căușeni. Dar noi puteți să ne cunosc oameni. Și din Chișinău, și din tătă țara cunosc, cine de la Căușeni.
Spuneți-ne, dar în ultima perioadă ați fost amenințat, ați primit vreun, nu știu, SMS, vreun mesaj, vreun telefon, că v-ar fi amenințat cineva? Nu, nimic n-am primit. Mă rog, către oameni tot timpul se întâmplă câte o ceartă, câte o istoria, dar nu la aceea să dai foc la mașină. Aici ne-am certat, aici ne-am tras mâinile, am băut un pahar de vin și ne-am păcat. Dar mesaje de astea de subînțeles nu ați primit de la nimeni? N-am primit, erau vreo două sunete necunoscute. Adică nu că sunt necunoscute, dar anume nu, neizvestnii numeri, așa. Dar nu a fost nimic, pur și simplu două, trei sunete. Spuneți-ne ce erau în aceste mașini, adică dacă e mai posibil, dacă puteți ne arătați, dacă e posibil să mai facem ceva din ele. Mașina asta complet e distrusă, aici n-ai ce face, iată puteți vă uitați, că nici motorul, nici înăuntru, asta gata, e formată complet. A doua mașină tot e formată, iarăși putem, posibil să o reparăm. Asta e mașina băietului, care el a lucrat cu mine atâția ani și unica ce a câștigat el de la 3 ani de zile de lucru, această mașină. Aceea e mașina mea personală, cu care noi lucrăm, alte mașini personal n-am. Iar această mașină, două surse de transport care erau a noastră. Noi suntem agricultori mici, care creștem struguri de vie, legume. Băietul a profesionat, firma lui băietul a profesionat grăniițele cu legume, cu mașina aceasta. Dușmani, eu vă spun încă o dată, eu n-am avut bani grei, n-am avut. Credite avem. Spuneți-ne mașinile astea, care e valoarea lor? Ele au fost cumpărate noi, la mâna a doua, în general? Asta e mașina cumpărată la mâna a treia, spunem așa, din 2006. Prețul în jur la 10.000 de euro. Aceea mașină de-amu la mine e 6 ani, nu pot să vă spun la ce preț e amu, adică când am cumpărat-o tot era la 8.000 de euro. Mașina de lucru care noi lucram. Adică nu sunt lucruri, nu le-ați cumpărat de lux, adică nu sunt... Mașina aceasta am cumpărat-o numai de atâta că la noi este ferma la care noi trebuie să ajungem cu mașina care are 4x4. Și văzând că băietul e tânăr, mașinile vechi nu prea merg și de atât așa am hotărât să mai împrumutăm bani, vă spun sincer, după care nici toate încă nu s-a achitat. Pe lângă asta, ați avut documente ceva în ele sau ați salvat? Adică, Da, n-am avut ce salva. Erau documentele de revizia tehnică, asigurare, mă rog, și un caiet, un blocnot de lucru de-a meu, un caiet cu... Mă rog, asta te restabilești. Documentele care erau mai principale erau un bus, iar așa acolo noi am scăpat. Mulțumesc.